Dar hai să vorbim de ceva local, care nu e internațional, ceva din România. Ce a fost înainte de alegeri? Ce s-a tot discutat pe rețele și pe chestii? Un film foarte interesant. Așa, care a provocat niște reacții, niște dezbateri, pro și contra. Presupun, n-am vorbit cu părinte Ciprian direct asta, ne cunoaștem, mult sigur te așteptai. A fost o chestie, evident, un film provocator și care a iscat și pentru un film sau pentru orice chestie sau personaj care vrea să fie în atenție, în focus, e bine să fie dezbateri și polemici decât să nu fie nimic. Asta spunea și Oscar Wilde, că nu există decât un singur lucru mai rău decât acela de a fi vorbit de rău. Știi care, da? Să nu fi vorbit deloc. Exact. Deci, nu există. Mai bine te înjură, te scuipă, bă, boule, cretine, dar altfel dacă tu nu ești. Așa și cu filmul ăsta. S-a așteptat să fie șuturi și critici destule, dar totuși asta înseamnă că a fost luat în colimator și în atenție, decât să fi trecut ca 7 alte filme. Bun. Și în criticile, nu, n-am zis că seara asta vorbim, nu este subiectul, e unul din, Din cele multe. așa, din o chestie de asta. Și mai ales că îl voi introduce într-o chestie generală. Dar zic, de ce am plecat de la el? Una din criticile majore, pentru că am vorbit cu mai mulți, și atunci vorbim cu mai mulți, sau citind de pe net, de pe site-uri, ia, ce au cârtit aia, nu știu ce, am văzut lucrurile comune, ce îi se reproșează, cu ce să începe și care, cred că le știți și voi, ce anume se reproșează. Zice, domne, filmul ăsta nu treia să fie făcut de un preot. Așa cum e el, poate dădea bine să-l fi făcut Cristi Mungiu sau Cristi Puiu sau cine, nu știu, cine vreți voi, dar un preot nu poate să facă așa ceva. Pac! Deci, cu asta. Formă, am întrebat, dar filmul, pentru că tu, dacă tu îmi spui chestia asta, îl critici pe Ciprian, nu filmul, da? Nu se cuvenea ca Ciprian să facă filmul ăsta. Și până m-am întrebat, dar filmul e bun sau prost? Iarăși unii zic e grozav, alții e cretin, mă rog, sunt discuții, dar deranja că l-a făcut el. Bun. Când au fost reacții, am avut surprize, ca de la unii la care mă așteptam la un răspuns, aud alt răspuns, iar de la unii la care mă așteptam la să spună prostie, au spus lucruri grozave. Și am zis, băi frate, deci ia haideți să punem noi accentul pe mesaj și nu pe mesager. Deci la film, dacă mă întorc, a zice, nu, că nu se cuvenea să o facă un preot. Așa? Și alta care m-a auzit-o, că filmul ăsta nu drege problemele bisericii. Și când am auzit? Păi asta treia să dreagă problemele bisericii? Filmul ăsta? Sau vreun... Dar care film? Tu ai văzut un film care drege probleme bisericii și nu știu eu? Cunoști așa ceva? S-a făcut vreodată așa film? Apropo de cens ADN-uri, sunt medii sau situații care te ajută să pui un diagnostic, sunt alte situații care te ajută să... La fel și persoanele viață, și medicii, și Dar un film psihologii. poate să facă asta, apropo, la modul serios. Niciodată. Așa. Și altă chestie care mi s-a suit puțin temperatură, deși am zis că nu mai sunt nervos, că am, da, temperamentul coleric, știi că sunt alea patru, nu? Și eu sunt la colerici. Asta nici moșneagul coleric poate să fie. Nu e de tinerețe. Am zis, stai așa că tot de film, că nu drege așa și că îl revolta sau revolta, poate să fie una care zice, sau unul, că de ce a demascat el porcările astea? Zic, păi pe tine te enervează Ciprian Mega sau ăia care fac? Stai că dacă acum o luăm pe bune, problemele bisericii sunt cauzate de Ciprian și filmul lui sau de ăia care fac alea? Și am zis, atenție, filmul arată, nu știu dacă un sfert din ele sunt în realitate, mult mai multe și mai rele decât sunt în film.
Și culmea e că unii din biserică au zis, da, știu și eu că am auzit că călugărul cu tare, cu nu știu ce, că e frică să nu fie violat. Zic, atenție, filmul, mă, l-ai văzut? Că e și lungă. Filmul nu arată nimic de homosexual în biserică. Deci ăștia care spun au văzut alt film. Tu ai văzut vreo scenă homosexuală în filmul ăsta de biserică? Nu, nu alea. Nu. Alea lesbino erau în politică, avocate, dar popi cu ceva. Nu, nu. Asta nu. Unde era homosexualitatea în biserică? L-am văzut alt film, înseamnă. Deci n-a zis. Ai văzut glasul celui ce strigă în pustie? Ăla cu Părinte Calciu? Încă e nu, pe YouTube. E pe YouTube și e mic, are o oră 45. Ăla l-a făcut scurt. Ăla e mai mohorât, să știi, decât Rubini. Mult mai mohorât. Plus că ăla nu-i ficțiune. Rubini e o ficțiune. A, că Chiove și că nu știu asta, da, treaba, da, că vrei să fie Chiove și sau Patriarhul Daniel, dar acolo e Părintele Calciu. Personaj real și contemporan, care a trecut prin Rozăvii și a fost spart de către cine? Și spune în interviu, că apare o chestie de un interviu cu chiar cu Părinte Calciu, nu cu actorul. Așa zice, bă, pe vremea aia, ierarhia, zice, mai întâi au făcut-o praf comuniștii pe aia vechi, următoarea generație a trecut la compromisuri și următoarea sunt toți așa. Asta spune el după ce a plecat. Cerubin. Hai. Și că, zice, pe noi ne spărgeau ăștia, ai mai mari biserici, nu? Nu-l caterisa colonel de securitate, că l-a caterisit pe Calciu, nu? Nu mai zic de Sfântul Nectarie. Ha, așa. Sau Ioan Gură de Aur, se cunoște. Deci, bă, frate, dacă te revoltă ceva și crezi că ceva strică biserica și face prejudicii, sau zice, sunt mulți din ăștia nehotărâți sau așa și așa, care văd filmul ăsta și zic, gata, ha, păi dacă e pe așa, îmi bag picioarele și... Păi nu din cauza filmului fac asta, ci sunt alte două cauze. Le bănuiești, care îl face pe ăla să-și bage picioarele? Cauzele două, care zici că sunt? Faptul că el este deja smintit. Adică el însuși și a doua ce da. Fac ăia care fac. Și ce fac? Ce produc fac? Sminteală. Produc sminteală. Păi fac ceva și astea nu pot fi secrete. Să cam află, nu? Preotul e o persoană publică și episcopul. Cât ar vrea el să fie de dar... Noi nu suntem la SRI. Suntem, chiar dacă suntem la SRI, dar suntem persoane publice, nu? Și preotul securist tot popă era și el să vedea, sau mason. Chiar dacă masoneria, securitatea sunt discrete, secrete și poți să te ascund, dacă popă, tu trebuie să te vadă lumea, funcționează în societate și să află, tăticule, că ai o amantă, că ai înșirat băieți, că ai înșirat fete, că faci afaceri, că ești aia, că ești aia, până la urmă, așa. Nu mai zic de declarațiile eretice. Astea sunt la vedere și nu știu ce. Și atunci... Tăbărâm iarăși pe Ciprian și pe film? Că de ce le-a dezvăluit? Păi ăla cu Părinte Calciu a zis vreo reacție? S-a supărat cineva pe filmul ăla? Bănuiești de ce? Că aia se întâmpla acum... Nu a fost văzut. Era în anii 50, nu? Și asta, dar nu a fost la fel de bine promovat, ca să zic așa. Nu a polarizat la fel n-a de bine. N-a jucat. Eu nu mi-amintesc să fi jucat pe undeva, nu. L-a pus acum probabil pe tub. Dar chiar unii l-au văzut cumva, dar n-am auzit cârturi că, bă, ce film nasol și uite, așa, pentru că însemna să te iei de Părinte Calciu, ceea ce cam complicat lucrurile să faci, da? Ce se întâmplă acum ca să închei subiectul ăsta? Deci, uite, nu era pe listă cu lista lui Schindler aici cu filmul. Chiar dacă spui că un preot n-ar trebui, ca ai citit Pântecele Desfrânate, apropo? Nu cred. Asta nu e carte, nu e film, e o cărțulie, o broșurică, ceva, mamă. Aia a fost prima dată când am citit-o și eu am avut o reacție, bă, dar așa ceva, cum poți să spui, bă, chestiile astea? Îmi dădeam seama că sunt 99,99 adevărate, dar erau niște oribilități care... Și mai era Părintele Buga, care e mentorul lui, care și el a... trăznea și nu știu ce și am zis, bă, dar nu se face așa ceva. Asta era de mult acum, vreo 30 ceva de ani, nu știu.
Dar între timp am ajuns să gândesc cam așa. Bă, da, în principiu nu ai de ce să dai publicității rufele murdare, zice că se spală în familie. Da. Și astea, păcatele preotului, și știu cum făcea și Sfântul Constantin, patronul meu, că uite, săpărau episcopii între ei, ți-aduce aminte? Și venea cu asta și Sfântul rupea ninocitea, pleacă de aici. Dar asta o făcea el atunci, în contextul ăla, în situația. Acum suntem în cu totul alt context și altă situație. Iar de regulă noi avem preoții, sigur, chestia asta fără să fie scris, nescrisă, corp la corp nu scoate ochii, adică ne certăm între noi, ne dăm cap în gură în altar, dar când iese în afară, ne apărăm. Și nu numai preoții, și doctorii, și cam toată branșa are un instinct de, bă, suntem totuși colegi. Și dacă eu te dau un gât, te fac asta între noi, așa, dar nu fac, ne spălăm acum toate porcările așa, pentru că asta mă lovește și pe mine, nu? Dacă eu vin și spun popis niște porci, păi eu ce sunt? Mă dau cu grebla. Deci e riscant și ne apărăm. Numai că în contextul macro, din când în când trebuie să iasă la iveală și aceste aspecte neplăcute și care se strâng sub preș. Și dacă bași gunoiul sub preș, ăla nu se vinde, că miroase la un moment dat și crește. Și anumite trăsături și apucături rele care au fost ascunse ani de zile, ele nu numai că nu s-au rezolvat, ci s-au amplificat. Pare rău că trebuie să o spun. Și dacă mă întorc la asta, dar ce credeți, că filmul le-a rezolvat? Nu, nu, n-avea cum să facă asta și nici măcar nu cred că și-a propus să dreagă racile din biserică, ci să conștientizeze așa și mai ales să se conștientizeze, cred eu, asta e o părere personală, reacția mea, cei care fac asta și au impresia la un moment dat că pot să facă, că nu zic să întâmplă nimic, pentru că sunt acoperiți de superiori, de nu știu ce, să țin așa, că nu merge urciorul la infinit. Nu numai că nu mai ții cont că te vede Dumnezeu, că de asta nu mai contează, dar chiar și în fața oamenilor pot fi descoperit când ți-e lumea mai dragă. Și că trebuie să ai grijă și de ce se întâmplă în fața oamenilor până să ajungi în fața judecătorului suprem, pentru că nu e nimic ascuns care să nu fie descoperit. Și cred că am încheiat subiectul. Ați tras concluziile așa. Deci, filmul ăsta nu e tipic și Ciprian nu e un preot tipic. Nici eu nu sunt, dar nici el nu e. A făcut seminarul, mă rog, e mai popă ca mine, ai văzut și cum vorbește, nu ce, dar popă și regizor în același timp e rarisim, nu mai știu dacă ori mai fi. Eu cu chitară ați văzut mai când pe YouTube, dar nu când pe scenă. Am lăsat chitară și cariera, mai știu să zdrângănesc. Dar el vrea să facă ambele deodată, mă rog, atipic. Este o excepție. Și știe toată lumea cuvântul excepția confirmă regula. Deci nu este regulă și nu va fi niciodată regulă ce face el. Marea majoritate a preoților nu vor face filmele astea. Da, și filmul este o excepție. Dar ea este necesară, zic eu, în sensul ăsta, ca o dezvăluire. Și dacă vorbim la modul și mai grav, ia gândiți-vă dacă Biblia și Vechiul Testament și Nou, dar hai să pornim cu Vechiul Testament, dacă ea acoperea ce a făcut David și ce a făcut, că nu pot să arăți toate măgăriile și Solomon, care avea 300.000 de gagiși și nu știu ce, nu știu. Păi astea nu-ți mintesc, mă? Deci, ce și acum? Adică saltirea aia o scria unul care, ia uite ce făcea. Da, făcea. Și nu numai el. Dar gândiți-vă la poporul ales, poporul evreu. Câte porcării n-a făcut. Nu știu. Dacă compari, parcă e mai rău decât păgânii din jur. Și e scrisă de ei. Altă chestie. Am zis așa. Cum trebuie să te ocupi? De bârna din ochiul tău sau de paiul din celălalt? E clar cum ar trebui, da? Păi noi cum facem? Evident că invers, că e mai ușor.
Eu te văd pe tine, tu mă vezi pe mine, uite ce a făcut așa și eu te văd, da, uite, Alex nu știu ce și-a dat cu gel în cap și nevastă sau nu știu ce și eu ușor să scot paiele voastre și cu pârna mea m-am obișnuit, mi-o scuz și trăiesc bine cu ea. Acum, dacă vorbim nu de mine personal, ci de o colectivitate, care poate fi biserica, ia uitați ce nasulii fac catolicii, ia uite penticostalii, ia musulmanii. Dar când vine unul și spune, ia uite-vă ce facem noi, dar nu-i frumos. Ce noi facem, cum noi suntem pedofili, noi erau catolici. Am văzut film american, hai de mine, ți-am scris e pe WhatsApp ăla, nu știu dacă ai apucat să-l vezi, fraților, să petreceam statul Boston și acolo erau niște cazuri, astea reale, deci era un fel de rubine așa, din Biserica Catolică, că acolo sunt irlandezi mulți, și ce avea ei cu pedofilie. Mamă! Dar era făcut de ei. De americani acolo, nu era făcut de noi. Ca să facem noi, uite bă ce se întâmplă cu preoții, cum e posibil bă să stă în șir cu băieții ani și ei fuseseră abuzați în copilărie, vai de mine și de mine. Lasă-l bă pe ăla. Asta e treaba noastră, să văd eu ce porcării fac catolicii și chinezii și musulmani. Eu am fost profesor la sectologie, la misiologie. Nici n-am intrat în subiect. Da? Este cu libertatea omului. E totuși libertatea omului ce vorbesc, măcar, dă-mi o șansă. Da, da, da. Este legat de temă. Profesorul de misiologie, care am devenit și eu, așa, se ocupă, sau sectologie, vreodată i-a zis și sectologie, deci ai un catalog. Câte neoprotestante, de-astea, New Age, moderne, toate alea, cine a făcut-o, când s-a înființat, ce zic adepții, care e teoria lor, care sunt metodele și care e metoda de combatere, nu-i așa? Ai făcut și tu, toți facem la școală cursul ăsta la teologie, cred că peste tot se face. Acum este, se numește misiologie. Misiologie sau îndrumări misionare, i-a zis și pe asta, că preotul zice când tu ai să te preoțești, tu ai să te confrunți în parohie cu tot felul de năzdrăvăni. Veneau mormonii, veneau cum era pe atunci, Martor Jehova. Uneori mai mult, dar să știi, bun, dacă ai problemele astea, plus anumite mișcări chiar din interiorul Beoreului, să spunea și de astea. Nu învățam numai așa, dar nu s-a învățat de aiurele din Beore. Deci această disciplină nu tratează decât aiurele celorlalți. Ceea ce eu pot să zic ca profesor de așa ceva, că asta mi-e meseria, dar restul nu trebuie să facă așa, ci trebuie să vadă de aiurele proprii. Nu de mormoni. Și nici de New Age. Problema noastră nu e, sunt aiurele ortodoxilor, care suntem noi și sunt câte vrei. Avem material, o viață nu ne ajunge. De asta ce zici?